citesc cuvinte, după aia o să citesc și după aia intrăm în rugăciune. Nu știu, nu vreau, nu pot să țin în mine ce vrea să iasă, dar vreau să spun, de ce nu-L lăudați pe Domnul din toată inima? Nu vorbesc despre cântări, vorbesc despre voi. Stați și spuneți, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, fă-mi aia, Doamne, dă-mi aia, Doamne, dă-mi... Dar de laudă, nu mai laudați? Nu mai aveți timp de laudat? Îl laudați doar când veniți în casa Lui, pe străzi, nu mai laudați. La muncă, nu mai laudați. În casă, când stați, nu aveți ce să faceți, nu mai laudați. Stați pe telefoane, ba, pe internetul. Mai bine intrați în cameră, laudați, vă rugați Lui. Și vreau pentru asta să citesc Psalmul 92, vă rog să vă ridicați în picioare. Și spune așa. Frumos este să laudăm pe Domnul, să mărim numele Lui, numele Tău preanalt. Să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea-i credincioșia Ta. Amin. Vreau să spun, e frumos să laudăm pe El, că ne-a creat pe noi. Avem unde să ne închinăm, avem familii sănătoase, avem tot ce avem nevoie, noi avem, Doamne. Și tot nu-L laudăm, tot nu-L laudăm cu toată inima, tot nu-I mulțumim. Și vreau rugăciunea să se mulțumim, Doamne, îți mulțumim că ești Domnul nostru. Aleluia. Îți mulțumim că azi ne-ai adus în casa Ta să lăudăm pe Tine, Doamne. Vă rog să ne ridicăm rugăciune să lăudăm pe El. Amin. Aleluia.